pe managerul general al FCSB, Mihai Stoica. Bună seara! Bună seara! Ai dorit să intervii pe subiectul întoarcerii din Turcia, bănuiesc. Da, păi m-a sunat toată ziua de la Digi și am zis să discutăm totuși. Că... Așa, hai să discutăm. Normal. Nu, că am mai sunat și altă dată, dar n-a avut același efect. La meciul Fiteștului și după meci am rămas și v-am văzut și eram așa, cumva mirat despre cum puneți problema. N-am auzit să vorbiți de UTA deloc, am spus că toate echipele s-au antrenat în țară, dar de nu chiar toate echipele, unele au ieșit și au jucat și afară. Cine a ieșit și a jucat și afară? UTA Arad. Da, nu s-a vorbit deloc despre asta? Poftim? Nu s-a vorbit? N-ați vorbit în emisiunea. Pentru că UTA a dat o fugă până în Ungaria pentru un amical și atât, a fost o diferență. Aha. Da. Bun. În primul rând, DHP, dacă ne carantina, încălca legea. De ce? DHP a fost, interesați-vă, studiați legile, lăsați scrisorile astea hilare trimise guvernului turc, lăsați petițiile trimise altor instituții ale statului, pentru că vă pierdeți vremea. Studiați legile. Lăsați-ne să ne pierdem vremea, domnul Stoica. Păi, dar nu pot să vă dau chiar mărângul. E în regulă. Spuneți-ne la ce competiție ați participat. Corendon Cup. Se cheamă competiția. Cum că n-am înțeles. Cum se scrie? Corendon. Corendon Cup. C-O-R-I. Dar ați plecat acolo fără să participați la nicio competiție. Nu, aveam dinainte stabilit să participăm în competiție din... În ce a constat această competiție? În joc între două echipe formate din 11 jucători. Uh-huh. Cum se numesc echipele? Cu echipament diferit față de jucătorii de câmp. Adversarii noștri au jucat în echipament complet albastru și veți vedea imagini de la meciul de ieri. Sunt convins. Are un nume adversarul dumneavoastră? Da, are un nume adversarul nostru. Ni-l puteți dezvălui? Da, o să urmăriți pagina noastră oficială și o să-l găsiți acolo. Mă gândeam că, fiind atât de destoinici reporterii Gazetei Sporturilor, găseau adversarul. Nu puteți să găsim nici au și ei limitele lor. Exact. Ei au limitele lor, ei s-au limitat la a trimite, a suna toți conducătorii de club din România pentru a le cere să facă un protest împotriva noastră. Aveți vreo dovadă în acest sens că li s-a cerut conducătorilor de... Conducătorii cluburilor din România. Așa v-au spus toți, da? De la Arad a fost sunat, era în Ungaria. Noroc că roaming-ul i-a ajutat acolo și puteau răspunde. Pe noi ne costa și eram pe mod avion cu telefoanele în Turcia. Dar care a fost atitudinea corectă a ziarului? Să fi ignorat subiectul acesta complet? Nu. Să se fi comportat ca și cum nu era ciudat că un singur club mergea în pregătire în Antalya? Nu. Sub nicio formă. Dacă era un ziar care se respectă, putea să trimită și corespondent. Nu era niciun fel de problemă. Puteam să discutăm acolo, să oferim chiar o reducere prin intermediul celor care ne-au facilitat această deplasare la un hotel. Nu a fost cazul să primească niciodată gazeta vreo reducere de la FCSB. Știți foarte bine asta. Am spus doar că dragul meu, tu ești mai tânăr, ești mai proaspăt în meserie. A fost cazul în trecut. Poate pe la Oțelul Galați. Ori de câte ori am mers eu, n-am primit nicio discount. A fost cazul în care era gratuitet pentru ziariști și veneau cu drag și dor. Și colegii dumneavoastră, care sunt și analiști în același timp, la postul dumneavoastră, au second job, veneau. Nu e niciun fel de problemă, vă spun eu. Fără niciun fel. Eu sunt mai vechi așa, aproape 30 de ani până meserie. Mai suntem. Da. Mai suntem vechi. Da. Haideți să, totuși, hai, dincolo de ironii, de gazetă, cât de slabă își face treaba, hai să lămurim lucrurile. Am spus de dacă erau destoinici, puteau să afle, da. E în regulă, dar, cum spunea și Remus mai devreme, putem să aflăm și nici nu știu ce meci s-a jucat în Malaezia. Aici ce meci s-a jucat, că tot n-am aflat.
Unu, asta e un aspect. Doi, tocmai v-am spus nu s-a pus problema vreunui meci de jucat. A pus problema mai multor meciuri de jucat, dar eu m-am opus în prima fază pentru că am vrut să reducem la zero riscurile de infectare, după care când am realizat că e mult mai bine să jucăm un meci pentru, e mult mai bine pentru jucătorii care nu vor evolua de la început mâine în meciul cu Astra din Liga 1. Domnul Becali a făcut o declarație pentru Gazeta Sportului puțin mai devreme și a spus, da, s-a făcut ședință după ce ați scris voi și ni s-a recomandat să facem și un meci. Așa și? Păi și ori s-a făcut din considerente tehnico-tactice, ori că am primit un sfat să facem și un meci. Astea nu sunt tehnico-tactice, hai să nu ne avântăm pe un tărâm neexplorat. Amândouă. Și ambele motive sunt în regulă. Până la recomandarea DSP sau a cui o fi fost după ce Arafat i-a strâns pe toți și a încercat să rezolve problema. De ce domnul Becali... Eu nu cunosc acest aspect. De ce domnul Becali, atunci când... Și-a încercat să răspundă, să rezolve... Vorbiți cu domnul Becali, că văd că le știe despre aspectele astea și... Vorbește tu, Vali, cu cine vrei tu. Nu-mi recomanda mie cu cine să vorbesc. Noi discutăm despre ce s-a întâmplat acolo. Deci eu am... Păi dacă nu știți, vă recomand să vorbiți cu patronul pe subiectul ăsta. De ce să nu vă recomand? Dar nu am nevoie de recomandări. Nici noi nu avem nevoie de recomandările dumneavoastră. Atunci de ce mă sunați? Și le faceți. Le faceți cu... Păi de ce mă sunați? Dumneavoastră ați vrut să ne interveniți. Nu. Vrei să pun acum pe Facebook câte apeluri nepreluate am de la Digi astăzi? Pe parcursul acestei emisiuni? Pe parcursul acestei zile tot Digi. Pe parcursul acestei emisiuni? Da, pentru că am văzut că... Pe parcursul acestei emisiuni ați primit vreun apel de la Digi Sport? Vali, calm, nu te enerva. Păi, cum să nu mă enervez? Păi, mai bine... Apeluri de la Digi. Bun. Pe parcursul acestei emisiuni n-ați primit niciun apel. Ați sunat dumneavoastră că vreți să interveniți. Nu, am rugat pe cineva să... Normal, prin intermediar, ca de obicei. Așa cum faceți, da. Prin intermediar. Vali, hai, calmează-te. Respiră, numără până la 10. Nu te enerva, că nu ești tu ăla care nu, te enervează. Nu cred că sunteți cel mai în măsură să-mi recomandați să mă calmez. Eu sunt noul... Ăla vechi te enerva și făcea urât. Am ajuns în alte sfere acum, da. Poftim? E în regulă. Ce vreți să ne mai comunicați, domnul Stoic? Păi nu vreau să vă comunic. Despre această situație. Decât să, în timpul acestei emisiuni pe care o moderați, da, să fiți atenți pe paginile noastre, pe pagina mea... Ce faceți? Îmi recomandați? Unde să mă uit? Pe ce pagini să mă uit? Așa, să vedeți împotriva cui am jucat. Să vedeți cine a marcat o dublă de la noi, să vedeți cine a deschis golul din penalti și să vedeți cum un fault nesancționat s-a produs într-un colț al terenului, în vecinătatea Spanionului. Bun. Mi-ați recomandat să urmăresc canalele dumneavoastră oficiale, da? Pot să vă fac și o recomandare? Da, sigur. Bă, cu tine n-am cum să mă supăr niciodată, Vali, că n-am cum să vă supăr. Nu... Hai să punem problema rezonabil și nu se supără nimeni. Da. Bun. Atunci fac și o recomandare. Când e ziua finalei Champions League, nu o transmitem. Vă uitați dumneavoastră pe canalele de Facebook ale UCL. Nu înțeleg. Ziua finalei ce... Când vă interesează vreun meci. Nu-l transmitem în direct. Vă uitați pe altceva. Căutați. Descurcați-vă. Dar nu, chiar nu înțeleg legătura. Mă rog, e o exagerare ca să vă dați seama cam ce ne cere. S-a jucat un meci, s-a jucat o competiție. Da. O să aflăm de pe pagina noastră oficială ce s-a întâmplat. E în regulă. Bun. Hai să spun de ce n-am publicat aseară. Pentru că eram convins, asta și ți-o spun cu mâna pe inimă, că este adevărul gol-golut. Eram convins că se va afla oricum. Și am vrut să văd dacă într-adevăr pot să am încredere în 51 de oameni care au făcut parte din delegația noastră. Am zis, bă,
Haideți să vedem, putem să, să păstrăm și noi un secret, să, să vedem dacă avem sau nu avem scurgeri de informații. Și uite că spre surprinderea mea, dar recunosc că sunt foarte plăcut, surprins, nimeni nu, nu știe cu cine am jucat. Și am jucat, doamne, și o să vedeți. E în și regulă. Acum, ca să nu, ca să nu crezi că, că forțez nota prea mult, am avut, Remus a spus mai devreme o chestie, că echipele din Turcia, echipele profesioniste sunt monitorizate și nu sunt lăsate să joace meciuri amicale și, într-adevăr, e o problemă. Mă rog, acolo sunt niște neînțelegeri. Ar fi lăsate, trebuie anunțat din timp. Sunt echipe care sunt în cantonament acolo. Puteam să jucăm, spre exemplu, cu Slovan Libere. Mă rog, nu că ne-ar fi făcut mare plăcere să jucăm. Ar fi trebuit să jucăm cu Eschise și Sport. N-am jucat pentru că n-au obținut ei în timp aprobarea Federației Turce. Știți că la turci Federația dă bani echipelor. Din dreptul de utilizare, da. La Federație. Federația plătește în funcție de rezultate. Mă rog, știți foarte bine asta. Și am jucat aseară, de la ora 5, ora locală. Și acum am lăsat ironiile că m-am descărcat și eu așa. Am zis că mai bine decât să țipăm și să ne încruntăm unii la alții. Cu Chemer Sport am câștigat 3-2. Scorul a fost deschis de vână, din penalti, în urma unui faul comis asupra lui Buciuc. Am fost egalați dintr-o lovitură liberă. Un jucător chiar interesant și chiar un jucător interesant. O să vă dau și numele lui. Până la pauză am mai marcat un gol dintr-o lovitură liberă din interiorul careului, o lovitură liberă indirectă, prin Waide. Am fost egalați din nou de Kemal Sport. După care, în a doua parte a jocului, a marcat golul victoriei prin Waide, după o acțiune excepțională a lui Niță, care chiar și-a croșetat de 2-3 adversari. Și asta a fost istoria acestui joc. Cu niște ocazii monumentale ratate de un debutant în echipa noastră, Ciuciulete, un jucător. Țineți minte numele ăsta, fac ca mistică, Dragomir. Țineți minte ce vă spun, Ciuciulete. Un jucător care provine din Craiova, așa și Buciuc. Asta a fost istoria meciului. Și chiar o să pun niște fotografii și niște secvențe din meci. N-a fost un meci împotriva unui adversar extraordinar, dar a fost o competiție organizată de cei care ne-au facilitat deplasarea în Turcia. Vă dau cuvântul meu de onoare că nu există un stabiliment, cred eu, că n-am de unde să știu, în Europa la momentul ăsta, care să aibă măsurile atât de severe, atât de stricte pe care le are Gloria Sports Arena din Belek. Este ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Ce strictețe, acolo nu ai cum să te infectezi, pentru că nu intri în contact cu nimeni, cu nimeni. Nici măcar la bufet suedez nu ai acces. De partea cealaltă este geam și de partea cealaltă arăți ce vrei să mănânci și cât vrei să mănânci din fiecare fel. Chiar nu vă puteți imagina. Totul igienizat la maximum. N-a existat o părticică din hotel care să n-aibă măști la dispoziție fără să plătești absolut nimic, bineînțeles, și nebulizatoare peste tot. În continuu se auzeau doar zgomotele aparatelor care nebulizau. Vă dau cuvântul donare și uite că chiar acum m-am gândit, o să punem un film pe care l-am realizat noi acolo ca să vedeți și asta, pentru că așa e normal. Și repet, DSP, nu vreau eu să discut de texte de lege, dar cred că e bine totuși să vă spun, există un text de lege care, pe care DSP trebuia să-l încalce ca să dicteze carantinarea noastră. Nu vi se pare ciudat că echipele rivale din campionat n-au reușit să plece și ele și au rămas aici în noroi? Remus, sintetic. Universitatea Craiova am înțeles că a jucat în zonă galbenă în România. Așa am înțeles. E adevărat sau nu? Da, nu a plecat în cantonament, într-un stadiu de pregătire. Așa și UTA. Meu, am întrebat. A jucat în zonă galbenă în România, am înțeles. E adevărat sau nu? Nu știu asta, nu știu. Păi atunci o să spun eu. A jucat la Mogoșoaia. Unde e zonă galbenă? E zonă galbenă. Cu Chindia Târgoviște. Și nu vreți, dar asta nu e interesant? Că o echipă din România s-a deplasat să joace într-o zonă galbenă?
s-a expus mai mult decât noi. Am înțeles că au mers cu trenul. Poate că e o eroare, poate că am fost informat greșit. Dar așa am înțeles. Au mers cu trenul și au jucat la Mogoșaia. Nu cred că au avut tren special. Dacă e adevărat, poate nu e adevărat și pentru asta îmi prezint scuzele dacă greșesc. Dar așa am fost informat. Noi am plătit. Eu mă întrebam dacă celelalte echipe nu puteau să facă. Da. Păi vreți să vă spun ceva. Cu tot respectul pentru celelalte competitoare, a costat mai mult de 100.000 de euro. Pentru Gigi Becali nu e o problemă. Să asigure jucătorilor pe care a plătit 10 de milioane, nu milioane, 10 de milioane, 100 și ceva de mii de euro, pentru că atât a costat cantonamentul nostru. Peste 100 de mii de euro. Doar charterul a costat aproape 30 de mii de euro și a fost un avion de 200 de locuri. 200 de locuri, vă dau poză. Și am fost 51 de persoane în 200 de locuri. 1 pe 4 locuri. Nu știu, și buftea mai contează și asta. Dacă își pot permite sau nu își pot permite. Da, nu mă refer în niciun caz la Craiova sau la CFR. Că știu că ce salarii plătesc și știu ce investiții fac. Nu. Dar nu e ușor să mergi în pandemie undeva unde să ai riscuri zero să te infectezi. Nu știu, și Buftea e zonă galbenă, chiar nu mai știu, dar la Buftea s-a jucat meciul, nu la Mogoșoaia, mă rog. Da, da, de la Buftea la Mogoșoaia sunt 6 km între bazele sportive. Da, nu știu dacă e zonă galbenă, habar n-am, chiar da, nu știu. Da, nu. Sigur era zonă galbenă, deci fiecare a încercat să se pregătească așa cum a gândit, așa cum poate. Noi am fost la cel mai înalt nivel, cum am fost tot timpul. Steaua, CCSB, nu e o chestie de mândrie. Noi tot timpul am ales cele mai bune condiții. N-a existat jucător care să meargă la o altă echipă să spună uite, chiar acum câteva zile mă uitam la Rada, care a fost jucător exponențial pentru Rapid și pentru CFR și a spus că ce s-a întâmplat la Steaua nici acum nu realizează. Că era îmbrăcat din cap până în picioare și erau urmate de oameni care se ocupau de el și de toți jucătorii. Dar așa a fost, că nu suntem noi atât de buni cât ne-am dorit să fim, dar poate o să devenim. Asta. Da, trebuie să ne oprim, că trebuie să luăm o publicitate. Mulțumesc pentru intervenție. Seară bună. Ne întoarcem imediat.